Acest program informativ este destinat inclusiv pentru persoanele cu deficiențe auditive și de vedere. Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! În raionul Nisporeni nu au fost înregistrate până acum cazuri de tortură. Chiar și așa, Inspectoratul de Poliție Nisporeni și Procuratura Raionului s-au alăturat unei campanii lansate cu ocazia Zilei Internaționale pentru sprijinirea victimelor torturii. Astfel au fost desfășurate activități menite să atragă atenția opiniei publice asupra fenomenului torturii și relelor tratamente. Angajații Inspectoratului de Poliție Nisporeni s-au solidarizat cu campania Eu nu aplic 166 prim, eu respect demnitatea umană, lansată de Oficiul Avocatului Poporului cu prilejul Zilei Internaționale pentru sprijinirea victimelor torturii, ce este consemnată pe 26 iunie. În perioada 24-30 iunie 2020 se desfășoară campania Eu nu aplic 166 prim, eu respect demnitatea umană. Această campanie se desfășoară în cadrul marcării Zilei Internaționale a Victimelor Torturii și în sprijinul acestora. Această campanie este susținută și de angajații Inspectoratului de Poliție Nisporeni. Prin susținerea acestei campanii avem posibilitatea să reamintim că tortura este o încălcare gravă a drepturilor omului, care distruge sentimentul de demnitate și valoare umană. Pentru fiecare aliniată al articolului 166 prim este prevăzută o sancțiune drastică, sancțiunea sub formă de pedeapsă cu închisoare. Potrivit procurorilor din Nisporeni, nu au fost înregistrate sesizări în legătură cu cazurile de tortură. Este evident îmbucurător faptul că Procuratura Raionului Nisporeni nu a înregistrat până acum niciun caz de tortură pentru a fi expediată cauza penală în judecată. Necătând la acest fapt, totuși Procuratura Raionului Nisporeni nu a fost pasivă la acest subiect, având în gestiune nenumerate procese penale referitor la pretinse acte de tortură, care, necătând la clienta anchetelor derulate, s-a constatat că, de fapt, nu au existat sau nu erau elementele infracțiunii în cauză. Deși acest fenomen nu predomină în raionul Nisporeni, polițiștii și procurorii consideră că activismul civic și implicarea oamenilor în asemenea campanii contribuie la prevenirea cazurilor de tortură. Procuratura Raionului Nisporeni a făcut o retrospectivă asupra acestui fapt, remarcând că subiectii pasibili de răspundere penală în baza articolului 166 prim din Codul Penal, mă refer aici mai mult la colaboratorii de poliție, sunt destul de responsabili. Referitor la acest fapt, constatăm că campaniile de sensibilizare a publicului are un efect pozitiv în acest sens. Deci nu ne rămâne decât să continuăm în viitor cu aceste campanii de sensibilizare a publicului pentru a aduce la cunoștință gravitatea infracțiunii și anume pentru subiecte speciale acestea care sunt pasibile de răspundere penală. Precizăm că pentru tratament inuman sau degradant este prevăzută o pedeapsă de la 2 la 7 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții. Iar dacă făptașul a cauzat din imprudență decesul persoanei, riscă de la 8 la 15 ani de detenție și cu privarea dreptului de a exercita o anumită activitate. Anual, la 26 iunie, este marcată ziua pentru sprijinirea victimelor torturii. Aceasta a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 decembrie 1984 și are ca scop îndreptățirea victimelor care au avut de suferit de pe urma acestor acte, respectiv pedepsirea făptașilor. Republica Moldova a semnat la 28 decembrie 1995 adeziunea la Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude.
Un magazin din satul Bursuc, raionul Nispureni, a fost jefuit. Un necunoscut a sustras pe parcursul nopții produse alimentare. Despăgubirea a fost evaluată la aproximativ 20.000 de lei. Pentru a da de urmele hoțului, angajații Inspectoratului de Poliție Nispureni au solicitat sprijin din partea Direcției Regionale Vest. Astfel, în cadrul cercetărilor, a participat echipa chinologică împreună cu patrupeda Ghiera din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Valea Mare, care din start a luat urma infractorului. În scurt timp, acesta a fost depistat într-o casă părăsită de la marginea satului. Cazul este documentat în continuare de către reprezentanții Inspectoratului de Poliție Nispureni. Un automobil de model Audi A6 s-a tamponat frontal cu autocisternă de model Camaz. În urma impactului, un bărbat de 24 de ani a rămas blocat între fiarele automobilului pe care îl conducea. A fost nevoie de intervenția unui echipaj de descarcerare. Accidentul s-a produs pe strada Sofiei 1, în municipiul Bălți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost recepționat la ora 9:02. La fața locului, în mod de urgență, a intervenit salvatorii din cadrul Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 2 din municipiul Bălți, care au deblocat și evacuat victima din autovehicul. Bărbatul s-a ales cu traumatisme la membrul inferior și a fost transportat la Spitalul Raional pentru ulterioare îngrijiri. Circumstanțele și cauzele accidentului urmează să fie stabilite de organele de drept. O mașină de teren de marca Porsche a fost grav avariată după ce s-a izbit violent într-un stâlp. Accidentul a avut loc în seara de 29 iunie pe strada Gheorghe Asache din cartierul Telecentru al Capitalei. Potrivit marturilor oculari, șoferul s-ar fi luat la întrecere cu un alt automobil de aceeași marcă. Pe de altă parte, oamenii legii au stabilit că nu este vorba despre o cursă ilegală așa cum se vehicula anterior, dar a fost un accident în lanț cu implicarea a trei automobile de marcă Porsche, Mercedes și Toyota. Totodată, fiind testați alcooscopii cu aparatul Drager, rezultatele au arătat că șoferii automobilelor implicate în accident nu erau în stare de ebrietate. Curtea Constituțională a declarat ilegal articolul 76 prim, în baza căruia autoritățile au aplicat amenzi pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și sau combaterea bolilor epidemice, în mărime de cel puțin 22.500 de lei. Curtea a declarat neconstituțională limita minimă a amenzii aplicate persoanei fizice, care constituia 450 de unități convenționale, în caz de nerespectare a măsurilor de profilaxie, prevenire și sau combatere a bolilor epidemice, dacă acest fapt a pus în pericol sănătatea publică. Curtea a precizat că, în vederea executării prezentei hotărâri, până la modificarea cadrului legal, pentru fapta de nerespectare a măsurilor de profilaxie, prevenire și sau combaterea bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, persoanei fizice îi se va aplica o amendă de la limita minimă de o unitate convențională stabilită de articolul 34 alineatul 2 din Codul Contravențional până la limita maximă de 500 de unități convenționale stabilită de articolul 76 cu indicele 1 alineatul 1 din Codul Contravențional. Decizia a fost luată în urma sesizărilor din partea deputatului Octavian Țâcu, a parlamentarului Vasile Năstase și a judecătorului Serghei Papuha. Decizia Curții Constituționale este definitivă și irevocabilă.
Nici pandemia nu previne tentativele de trafic ilicit cu mărfuri, iar contrabandiștii devin din ce în ce mai inventivi. Alcool etilic ascuns într-un rezervor separat de sub podeaua unui autoturism, sute de mii de țigarete depozitate într-un garaj și substanțe toxice de origine străină sunt doar câteva tentative de contrabandă dejucate de echipele mobile ale serviciului VAMAL. Primul caz a fost înregistrat pe traseul Florești-Bălți, unde a fost stopat un automobil ce era condus de un conațional în vârstă de 37 de ani. În urma controlului efectuat, funcționarii VAMAL au depistat sub torpedo un furtun cu robinet, din care curgea un lichid incolor cu miros specific de alcool. În cadrul cercetărilor s-a stabilit că podeaua autoturismului a fost modificată astfel încât să fie posibilă transportarea diferitor lichide într-un loc special amenajat. Din acesta au fost extrase prin intermediul robinetului improvizat 240 de litri de alcool etilic. Alcool a fost depistat și în salonul autoturismului, fiind ridicate butelii din plastic în volum total de 110 litri, pentru care șoferul nu a putut prezenta niciun act de proveniență. În cel de-al doilea caz, în baza unor informații deținute, ofițerii echipelor mobile au descins cu verificări la un garaj din raionul Orhei, care aparține unui moldovean în vârstă de 54 de ani. Ca urmare a controlului, au fost ridicate 350 de mii de țigarete Ritm cu timbre de acciz ale Republicii Moldova și fără acte de proveniență. Fiind audiat pe marginea cazului, bărbatul a declarat că țigările nu i aparțin și că i-ar fost transmise spre păstrare de către o altă persoană. În alte două cazuri, angajații echipelor mobile au depistat sute de kilograme de substanțe toxice, unul dintre autoturisme fiind stopat chiar pe malul râului Nistru. Potrivit informațiilor preliminare, substanțele restricționate sunt de origine străină și au fost introduse clandestin în țara noastră. Conducătorii auto nu au putut prezenta niciun act de proveniență sau vreo autorizație care le-ar fi permis importul acestor produse. Pentru contrabandă cu substanțe toxice, bărbații sunt cercetați penal și riscă până la 10 ani de închisoare. Salariile medicilor se vor majora în două etape. În prima etapă, salariile lucrătorilor medicali vor crește cu 30% de la 1 septembrie, iar ulterior, de la 1 ianuarie, salariile angajaților medicină vor fi majorate cu încă 30%. O hotărâre în acest sens a fost luată de către reprezentanții Coaliției de Guvernare în cadrul ședinței de lucru din 29 iunie, la care a participat premierul Ion Chicu și președintele țării Igor Dodon. Potrivit unui comunicat de presă, reprezentanții PDM și PSRM au mai decis lansarea programului Prima Casă 6, în cadrul căruia angajații instituțiilor de forță vor primi compensații de 100% din valoarea locuinței, ceea ce înseamnă că dobânda va fi achitată integral de către stat pentru polițiști, militari, angajați de structurilor de forță. În aceste scopuri vor fi alocate din buget 200 milioane de lei. Totodată, părțile au discutat despre împrumutul de 100 de milioane de euro, care urmează a fi acordat de Uniunea Europeană pentru atenuarea impactului COVID-19 în Republica Moldova. Condițiile de acordare a banilor au fost agreate de Republica Moldova și Comisia Europeană, așa că până la sfârșitul lunii iulie, banii vor ajunge în țară. Fermierii vor primi și ei ajutorul de la stat. PDM și PSRM au convenit majorarea fondului de subvenționare cu 100 milioane de lei. Fracțiunile parlamentare, premierul și președintele țării au convenit că în următoarea perioadă, guvernul va veni în Parlament cu rectificări la buget, care să permită creșteri de alocații și pe alte sectoare. A intrat într-o biserică și a furat mai multe instrumente destinate lucrărilor de construcție și câteva cărți de rugăciuni. Este isprava unui bărbat de 39 de ani, locuitor al capitalei. Polițiștii au fost alertați pe data de 22 iunie de către un bărbat care a comunicat că, intenționând să procure un polizor unghiular, avea suspiciuni referitor la persoana care vindea bunul.
În urma cercetării, polițiștii au stabilit că obiectul a fost sustras împreună cu alte instrumente dintr-o biserică, aflată în construcție de pe strada Livădarilor. Suspectul a pătruns în lăcaș prin deteriorarea lacătului de la ușa de la intrare, de unde a furat mai multe instrumente și câteva cărți de rugăciuni. Prejudiciul cauzat a fost estimat la suma de 12.000 de lei. Făptașul a fost reținut, iar în cadrul audierilor acesta și-a recunoscut vinovăția. На ночь с 21 по 22 число был в алкогольном опьянении, шел, вижу стройка, зашел там церковь, украл электроинструменты, там пару книг. Acum bănuitul este cercetat penal pentru furt. Acesta riscă până la 67.500 de lei sau închisoare de până la 4 ani. Situația epidemiologică din raionul Drochia se înrăutățește de la o zi la alta. Astfel, numărul cazurilor de îmbolnăviri a crescut considerabil în ultimele zile, la momentul actual fiind înregistrate 278 de cazuri de COVID-19. Situația epidemiologică din raionul Drochia devine tot mai șubredă. Dacă la data de 26 iunie, la nivel raional, au fost înregistrate 231 de persoane cu COVID-19, adică cu 19 mai mult decât în ziua precedentă, atunci, în doar două zile de weekend, cifra a crescut până la 255 de persoane, dintre care 184 cazuri active. Medicii din cadrul Centrului de Sănătate Drochia bat alarmă. Situația ce ține de situația pandemică COVID-19, atât în raionul Drochia, cât și teritoriul Centrului de Sănătate, este agravată pe motiv că avem atât foarte multe persoane din teritoriu cu infecție COVID confirmate, cât și lucrători medicali confirmați și suspecți. Acum avem foarte multe persoane suspecte la infecția COVID-19. La tratament la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie, până în ziua de astăzi, s-află la tratament 154 de persoane. Și din aceste 154 de persoane s-au finisat tratamentul în condiții de ambulator, doar 4. Pe raion, vindicare, sunt la 15 persoane. Pe revedere rău, avem de acum și copiii testați pozitiv. Copiii, îndată la confirmarea diagnozei, se internează în spital. Atât gravidele cât și copiii. Avem ordinul Ministerului Sănătății în care este stipulat că din start copiii și gravidele suspecte la COVID-19 se internează. Dar pe motiv că nu știm statutul persoanei, noi întâi îl testăm și dacă se confirmă diagnoza de COVID-19, atunci copiii și gravidele se internează obligator în secție și persoanele după 63 de ani și persoanele care au comorbidități. Fiind la curent cu situația agravată din raion cauzată de răspândirea noului coronavirus, unii cetățeni decid să se adreseze benevol la secția de prelevare a probelor din cadrul Centrului de Sănătate pentru a fi testați la COVID-19, chiar dacă procedura se efectuează contra plată. A fost în deplasare. Parcă n-am contactat cu nimeni, dar cine știe. Protejează familia și pe mine. S-a fost cârmuire mai responsabilă, aveți și tot în regulă. Aveți și populația mai responsabilă. Da, așa. Și populația din vină. Medicii sunt mulțumiți persoanelor responsabile care țin cont de măsurile de protecție, se adresează după ajutor la primele simptome și nu supun riscului pe cei din jur, dar ei sunt epuizați la maxim și vin cu rugăminte în schimb către alte categorie de cetățeni, cei irresponsabili. Ne este greu. Ne este greu să respirăm, ne cald, e greu. Și rugăm populația și pe mai responsabilă să asculte de medici, că ne așteaptă cele mai, și mai grele, dacă n-as respectăm regulile care trebuiesc. Știți cum? Răbdăm, dar e foarte greu. Transpirăm tare și nu se ajunge aer. Medicii atenționează populația despre purtarea corectă și obligatorie a echipamentului de protecție într-o protejare a fiecărui cetățean. În primul rând este foarte important ce ține de responsabilitatea tuturor persoanelor. Mă refer și la cadrul medical și mă refer și la populația atât a raionului cât și a Republicii.
populația este foarte irresponsabilă. Avem o parte de populație care nu cred că este infecția COVID, avem o parte care sunt foarte responsabili și toate măsurile de precauție, dar și dumnealor sunt supuși riscului pe motiv că contaminează. Irresponsabilitatea populației de a se echipa cu măsuri de protecție, cu echipament de protecție, mă refer la măști, mânuși, atât în spațiu public, în încăperile închise, chiar și la piață. Duminică, colegii mei îmi spuneau că la piață erau foarte multe persoane care nu erau echipate, care nu erau cu măști de protecție, atât și în transportul public. Am apelat încă o dată la Comisia de Sănătate Publică, am făcut un apel și la toți membrii Comisiei de Sănătate Publică, care au fost foarte receptivi și s-au luat ulterior măsuri, dar nu poți ții tot în mâinile comisiei sau în mâinile lucrătorilor medicali sau numai mass media. Fiecare persoană trebuie să conștientizeze faptul că e un risc foarte mare. În raionul Drochia, conform datelor a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, până pe data de 28 iunie, au fost înregistrați 255 bolnavi cu coronavirus. În carantină sau autoizolare se află 394 persoane. De la începutul pandemiei și până în prezent au decedat 5 persoane diagnosticate cu COVID-19. Persoanele care doresc să se testeze la infecția COVID-19 pot apela la numărul de telefon 833 pentru programare. Testul la infecție COVID-19 se efectuează contra plată, 700 lei. Victoria Conea, Roman Gonceruc, TV Drochia. O serie de elicoptere erau produse ilegal într-o localitate din raionul Criuleni și urmau să fie exportate în statele din spațiul CSI. Procurorii și poliția au efectuat percheziții la baza de producere, dar și la domiciliile persoanelor implicate. Organizatorii și conducătorii afacerii sunt locuitori ai regiunii transnistrene. Potrivit Procuraturii Generale, activitatea grupului a fost documentată pe parcursul mai multor luni. Aparatele de zbor erau produse în condiții clandestine și urmau a fi exportate ilegal în statele din spațiul CSI. Pentru aceste acțiuni, legislația Republicii Moldova prevede o pedeapsă de la 3 la 10 ani de închisoare. Mai multe cafenele, discobaruri și terase de vară ce erau amplasate ilegal în sectorul Ciocan au fost demolate. În rezultatul examinării detaliate pe fiecare caz în parte, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a emis dispoziții de limitare a regimului de lucru până la ora 23 a 5 agenți economici din sectorul Ciocan care activau în regim de lucru non-stop. Aceștia permiteau intenționat tulburarea liniștii publice pe timp de noapte. Astfel, în limita competențelor stabilite prin lege, au fost emise 4 dispoziții de demolare a teraselor de vară ale agenților economici care tulburau liniștea publică și intenționat încălcau regimul de lucru stabilit până la ora 22. Aici. Vreau să duc mulțumire de primarul orașului, după petiția adresată dumneavoastră personal, a fost implicat direct și pretura sectorului Ciocana în privința o stopării activității terase de pe strada Dimo 32, care activează ilegal terasa activează și activează în timp de noapte, care tare suferă lumea și care este indignată de o gălăgie extrem de mare. Până la moment, 3 terase au fost demolate, iar una este în proces de demolare. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră, știrile noastre le puteți urmări și pe site-ul albasat.md, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe pagina noastră de Facebook. Numai bine!